Am plecat în jur de ora 8 aseară de la Târgu Frumos și am ajuns la 5 dimineața în Constanța. Dar când am ajuns la 6 în tabără, am uitat de oboseala călătoriei. Și imediat ne-am orientat, unii ne așteptam noi cel mai mult, la apă. Au plecat de acasă cu marea în suflet și de cum s-au întâlnit cu ea, au ținut să o întâmpine cu țipete de bucurie. Sunt copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani din Târgu Frumos, județul Iași, care se află o săptămână în tabără la mare. S-au cazat la Năvodar și cât e ziua de lungă se bucură de apa azura mării. Ador marea, ador soarele și e al treilea an la rând în care vin și sper ca oamenii să fie la fel de sociabil cum a fost mereu și mare e la fel de frumoasă ca întotdeauna și... Superbă. Apa? Caldă. Mai mult soare și distracții mai mari la mare. Îmi place mai mult. Al câtelea an este în care vii? Al doilea an. Viața, mâncăm. La după amiază așa ieșim la mare. Și seara la discoteca din apropiere. Timp de 7 zile, micuții se bucură de jocuri, competiții sportive sau plajă. Sunt mai veseli ca niciodată și spun că truda din timpul anului și așteptarea au meritat. Jocuri, vom sta mai mult în apă pentru că apa este cea mai bună. Adică... Pentru asta, okay. Da, pentru apă, pentru distracție. Soare. Soare, tot și legat de mare. Particip la competiții, la activități pe plajă, am participat la volei, la handbal, la trasul frânghiei, am mai participat și la fotbal. De fapt, programul plin de evenimente dă valoarea unei tabere bine organizate. Copiii au tot timpul ceva de făcut și nu apucă să se plictisească niciodată. Secretul stă în activitățile din programul fiecarei zile. Activități gen vânătoarea de comori, concursul de cultură generală pe cele 6 secțiuni deja cunoscute, construcții pe nisip și activitățile sportive derulate în totalitate pe plajă pentru a nu a-i depărta pe copii de apă. La această oră, în tabăra de la Năvodari sunt cazați 450 de copii în camere cu câte 2 sau 8 paturi. Pe litoralul românesc mai funcționează doar 2 tabere de stat, cea de la Eforie Sud, iar cealaltă în sudul litoralului, în localitatea 2 Mai. În alte câteva stațiuni sunt tabere private.